Locuitorii municipiului Câmpul Moldovenesc se vor bucura în aceste zile de spectacole organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Seria manifestărilor începe cu o zi dedicată copiilor, unde aceștia se vor întâlni cu Moș Crăciun și vor primi din partea acestuia cadouri, după care vor asista la un concert de colinde. În primul rând, duminică 21 decembrie, începând cu orele 14, pe platoul central al municipiului Câmpul Moldovenesc, va veni Moșul. Moș Crăciun. Sunt așteptați peste 1500 de copii. Moșul este darnic de la un an la altul. Le vor aduce peste 1000 și ceva de pachetele, dulciuri, surprize. În același timp, va fi un spectacol tot pe platoul central, pe scena municipală a primăriei, un spectacol artistic în care copiii își vor etala talentul cu obiceiuri, tradiții, colinzi și urători. De Crăciun, mai exact pe 28 decembrie, pe esplanada din municipiul Câmpul Lung, va fi organizat un spectacol de datini și obiceiuri, unde sunt pe data de 28 decembrie, începând cu orele 14, sărbători de iarnă, obiceiuri și tradiții în Câmpul Lung Moldovenesc. Aici vor veni cetele de buciumași, urători, colindători din toată zona Câmpul Lungului Moldovenesc, prin acele haine tradiționale, costume tradiționale de iarnă, sumane, căciuli îmbrăcați în ițari, cu totalaiu, bumghieri, mascați, țiganca și țiganul. În același timp am invitat toate primăriile din jurul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc să participe la această sărbătoare importantă pentru sărbătorile de iarnă, începând de la primăria Moldovița, Vama, Vatra Moldoviței, Sadova, Fundul Moldovei, Breaza, astfel încât cei care trec prin Câmpul Lung Moldovenesc, turiștii sau cei care au venit la părinții de sărbătorile de iarnă, au ce vedea, un program foarte, foarte încărcat cu tradiții și obiceiuri. Pe data de 31 decembrie, în ajun de an, este într-adevăr un program liber ales. Cine dorește să-și etaleze ținuta de anul nou, adică în sensul că vin acei mascați, țigani, fel de cete de băieți care colindă, ură în centrul orașului, pe stradă, într-un cadru civilizat, într-un cadru, v-am spus, nu e organizat de Municipalitatea Câmpulungeană, este liber oricine să-și etaleze talentul în obiceiuri și tradiții. Urmând ca la trecerea între ani, pe platoul central, invit toți câmpulungenii, turiștii care sunt în zona Câmpulungului, să participăm la un spectacol de aprindere a foc de artificii lansat de pe clădirea primăriei municipiului Câmpul Lung Moldovenesc și împreună cu primarul municipalității să servim, să ciocnim un pahar de șampanie și să intrăm cu drag și cu un suflet cald în anul 2015.